Orchestra Română de Tineret, condusă de dirijorul Cristian Măcelaru, va concerta duminică la Ateneul Român. Concertul va putea fi ascultat în direct de la ora 19 pe pagina de Facebook a Centrului Național de Artă Tinerimea Română. Programul cuprinde concertul numărul 5 pentru pian și orchestră în mi bemol major, opus 73, imperialul de Ludwig van Beethoven și simfonia numărul 41, Jupiter, de Wolfgang Amadeus Mozart. Solistul concertului, organizat de Centrul Național de Artă, Tinerimea Română și Filarmonica George Enescu, este pianistul Simon Trepceschi. Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marian Cazacu, ca un program artistic și educațional sprijinit de Fundația Prietenii Muzicii, Serafim Antropov și Lanto Communication. În prezent, proiectul Orchestra Română de Tineret, Spirit Enescian și Tradiție Europeană, Implică diverse activități de dezvoltare creativă, cu scopul de a oferi posibilitatea de formare a muzicienilor în orchestră, alături de dirijori și soliști de renume internațional.